Muncitorii angajați să-i ajute pe arheologi și-au lăsat lopețile și hârlețele cu care au scos la lumină ruinele casei vechi de peste 7000 de ani în lanul cu porumb. Chiar de Sfânta Parascheva, cineva a furat uneltele. Conducerea Muzeului Bucovinei nu vrea să depună plângere la poliție pentru că paguba este mică. Banalul furt scoate însă în evidență o problemă cu mult mai spinoasă. Cel mai important șantier arheologic din România la ora actuală nu este păzit și nici măcar împrejmuit. Așa se face că oricine poate să calce peste ceramica din perioada precucuteniu 1 și să o distrugă. Despre importanța șantierului și a descoperirii a vorbit chiar la începutul acestei săptămâni directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu. Pentru arealul precuten-cuten Tripoli este una din cele mai importante descoperiri. Făcute în ultimii cel puțin 40 de ani. Dar de ce este atât de important? Păi, pe de o parte, vechimea, da, precutenul, spuneam, este al doilea sit. Primul a fost găsit în anii 50. Acesta este cel de-al doilea sit din prima fază a precuteniului. Apoi, dimensiunea acestei locuințe, tocmai spuneam, este cea mai mare locuință pe acest nivel cronologic din Europa. Și față de anul trecut? Păi, locuința de anul trecut o terminăm de cercetat anul acesta. Ceea ce vedeți în casete este capătul locuinței de anul trecut. Anul trecut n-am reușit să o dezvelim în totalitate, și din motive de timp și din motive financiare. A stat ușor peste 2 luni anul trecut pe șantier. Chiar dacă locuința descoperită este unică în Europa și pe șantier încă se mai lucrează, conducerea Muzeului Bucovinei spune că paza nu este necesară. Șantierul există de 2 ani și până acum nimeni nu a furat nimic. Pentru aceste lucrări importante, Consiliul Județean Suceava a alocat numai în acest an 60.000 de lei.